Prezent la internaționalele României de lupte pentru seniori, competiție ce a avut loc la Târgoviște la finalul săptămânii trecute, președintele Federației Române de Lupte a dezvăluit că propunerea sa de reluare a Daciadei a găsit sprijin mai mult chiar decât se aștepta inițial. Până la urmă, acesta este ingredientul principal care ne lipsește în momentul de față pentru a ajunge din urmă pe cei care domină acum acest sport, banii, finanțele. Ar fi mai multe de spus, nu numai banii, ci și entuziasmul, un pic încrederea că noi reprezentăm ceva. Până la urmă, eu am propus de mult reluarea Daciadei, pentru că fără să ai masa de jos, talpa sportului, nu poți să crezi că poți face performanță. Până la urmă, trebuie să-ți vină copiii în sală ca să ai de unde alege acele talente extraordinare care pot să te reprezinte. Care au fost de acord cu această propunere dumneavoastră? Da, au fost spre bucuria mea și domnul ministru Funeriu. Sunt puține reticențe la denumirea acestei importante competiții care ar veni din perioada comunistă, dar eu cred că n-ar fi nimic rău de a relua Daciada. Daciada a fost gândită drept o mișcare sportivă de amploare organizată din 2 în 2 ani, având finale pe întreaga țară la toate disciplinele sportive. Marea realizare a acestei competiții a constituit însă promovarea sportului la nivel școlar, lucru ce a motivat copiii să vină către sport și de acolo să devină potențial selecționabil pentru diferite discipline sportive.